Hai să băgăm și noi o probă. Vezi că... Cred că să fut iar asta că eu aud emisia în casca mea. Auziți? De la 1 iunie, prețul unui kilowatt-oră ar putea depăși 1000 de lei, ceea ce înseamnă o scumpire cu peste 200 de lei. Surse din Agenția Națională pentru Reglementare în domeniul energetic au declarat pentru Antena 1 că agenția va propune o creștere cu 34% a tarifului pentru curentul electric. Bună ziua! Țara noastră este în continuare în aceeași masă de aer rece cu structură verticală instabilă. Foarte mult, Nu înțelegeți? Câteva zeci de români se vor îmbarca astăzi cu destinația Spania cu contractele de muncă în bagaj. Relații școlare de acolo. Reprezentanții școlilor nu sunt interesați să investească în clădiri... Futu-ți gura, mătii. În clădiri retrocedate, mai ales pentru că orice modificare poate fi făcută doar cu acordul. Domnul Marinescu, așa nu vin oameni la vot, că n-au înțeles nimic, domnul Marinescu. Deci reprezentați niște dumneavoastră liderii PDL-ului. Ăștia suntem. Nu trebuie să mai fiți niciodată nici în Parlament, nici în Parlament. Dumneavoastră aveți o față de bideu ce nu se poate, doamnă. Sunteți un om atât de mărunt. Haideți. Nu. Haideți, vă rog. Mă scuzați. Vă rugăm foarte frumos. Ce mare lucru, bă, o ecuație. Faci 18% din X egal Y. Când locuiești pe Y, când a doua ecuație, faci o ecuație de gradul întâi cu două necunoscute și după aia spui X plus Y egal suma totală și scoți pe Y și după aia îți scazi din suma totală pe X și îți dai Y. Ce mare râsul e. Ce era o ecuație, mare ecuație. Sunt mor de foame, n-am mâncat nimic de la altă. Ale portocalii sau astea sunt ale mamei tale. Da, ale mamei mele, exact. Și astea mama mea. E frumoasă. Te-ai lăsat de fumat? Te-ai lăsat de fumat? S-audă tata, te-ai lăsat de fumat? Cavral! Eu nu mă mai văd. Eu plec cu mamele, cea mai frumoasă cu mama, uite ce nu ești tot. Te-ai lovit? S-a mai văzut în direct? Nu te-ai văzut în direct. S-a întâmplat la nimic. N-ai fost la cadru. Aoleu! Hai să mă scoate. Te-ai lovit? Doamne, să ieșim. Kamikaze. Proba 2. Succes în continuare. Mulțumim foarte mult. Mulțumim mult. Au scăpat ca prin urechile acului. Doi bărbați au fost cât pe ce să pățească ceva foarte rău după ce mașina în care se aflau s-a prăbușit peste care Cei doi tineri erau în timpul serviciului, iar mașina era... Băi, hai că mă... Da, acum numai, o s-ar fi cuvântul ăsta, că bă... Da, nu se poate așa ceva. Minerii au fost în 99, nu acum. Nu se mai poate. În Muntenia este mai bine, maximele sunt cu câteva grade mai mari decât în Oltenia. Despre ceea ce s-a întâmplat astăzi la guvern, ministrul educației a demisionat, așadar Cristian Adomniței nu mai este ministrul învățământului, în schimb în locul său va fi Anton Anton. Ministrul educației avea principala responsabilitate în gestionarea, în prevenirea în primul rând, și în gestionarea situației legate de majorarea necontrolată și irresponsabilă a salariilor de la Parlament. Nu am nimic, v-am zis, schimbați-mi laptop. Vă mulțumesc, vom reveni cu știri la jurnalul orei 24. Dar marele bal abia se pregătește. Petrecerea de aseară e nimic pe lângă ce urmează. Cele mai luxoase rochii însoțite de cei mai în vogă pantaloni vor urca în câteva momente din nou pe treptele Palatului Culturii. Cele mai scumpe rochii se poartă bijuterii scumpe, adaptate rochilor de seară. Doar șampania. Petrecerea este pur românească, doar șampania este franțuzească. Petrecerea este fără bal, este fără dar, cuplul princiar acceptând doar câteva opere de artă. Petrecerea începe la ora 20 și durează până la ora 1 noaptea. Mâine dimineață prințul Ștefan și prințesa Irina își vor face bagajele și vor pleca în săptămâna de miere într-un periplu pe la mănăstirile din nordul Moldovei. Să plece camera și domnul Emil Boc. Pedeul, ia uite.
bine v-am găsit, o conduc pe doamne. Doamne Dumnezeu! Puneți publicitate, vă rog. Conduc Ministerul Turismului, a cărui desființare am pus-o din anul 1906 în programul CDR. Vai! Doamne, dar e... ce s-a întâmplat, prieteni? Am zis ceva ce nu trebuia? Sau... hă? Sau... aerul condiționat mai merge? Hă? Bine, nu că ar fi mers vreodată, dar... m-a atacat laptopul. Eu sper să nu luăm foc. Să vede... puuu! Nici nu știu dacă să pun mâna. Să suflu ca-n tort? Ia, explodat laptopul, ați observat? Deci a fost o cădere de tensiune. Bună. Mai bine mă mărit decât să mă întorc acasă. Acestea sunt cuvintele unei adolescente de 17 ani din Constanța, care a dispărut de 3 zile de acasă. Fără să fie... fata a fost văzută ultima oară în localitatea Lumina, iar acum este dată în urmărire locală. Ioana Roșca. Caz incredibil în Cambodgia. Un polițist pretinde că și-a găsit fiica dispărută în urmă cu 19 ani. Tânăra care are acum 27 de ani a dispărut fără urmă în urmă cu o săptămână din jungla cambodgiană. Și asta după ce acest om și-a observat că fata sa avea o cicatrice pe mâna lui stângă. Caz șocant în apropierea coastelor Emenului. Cel puțin 31 de refugiați somalezi au murit și peste 80 sunt dați dispăruți după ce au fost pur și simplu aruncați peste bord de pe vasul pe care se aflau. Călăuzele s-au descotorosit de ei ca de niște saci de nisip după ce forțele de securitate aflaseră de existența refugiaților la bord. Dioceza din Roma a finalizat pregătirea dosarului de beatificare a Papei Ioan Paul al II-lea. Potrivit unui purtător de cuvânt din cadrul instituției religioase, săptămâna viitoare, când se vor împlini 2 ani de la decesul fostului suveran pontif, dioceza va amâna Vaticanului 10.000 de pagini de documente pentru a fi analizate. Dosarul de canonizare finalizat în timp record va fi parafat săptămâna viitoare în cadrul... Senatul Statelor Unite aprobă planul de retragere a trupelor americane din Irak până cel târziu 1 martie anul viitor. Cu 50 de voturi pentru și pasivă, senatorii au respins un amendament propus de republicani care prevedea înlăturarea clauzei de retragere a trupelor din proiect de lege referitor la fondurile necesare campaniei militare. Casa Albă a anunțat la scurt timp că președintele George Bush va face uz de dreptul său de veto pentru a se opune planului. Votul dat de Senat reprezintă o victorie pentru congresmenii democrați și o înfrângere a liderului de la Casa Albă. Și aceasta cu atât mai mult cu cât și Camera Reprezentanților a sprijinit planul de retragere a trupelor în cadrul unei sesiuni organizate săptămâna trecută. Camera a votat vineri proiectul de lege care stabilește o legătură între finanțarea războiului și o retragere din Irak până cel târziu la 31 august 2008. Se cât de cât prin fundamentarea bugetului, deci solicitarea a fost destul de mare. Noi, Galațiu, ne-am confruntat cu o situație mai specială cu ISPAT. A fost și acea perioadă. A fost și acea perioadă cu... acea perioadă. O să rog colegii dacă au pregătit un moment promoțional. Foarte... și o să revenim după aceea în foarte scurt timp cu doamna Modiga. Răcite și tu că sunt aici așa. Dacă îmi dați puțin poșeta. Da, imediat ca să-mi văd. Nu mi s-a întâmplat niciodată. Da, am revenit puțin în emisiune. Da? Nu, totuși încercați totuși să facem o scurtă pauză de un minut, vă rog. Vă
să vedeți noi cu diaconate. Era un reportaj cu noastră la Chercea că ați luat-o bucătărică, dar uitați să ne spună instrucțiunile. Publicitate. Păi nu, și un suc, o să mai și un suc. Și un N-aveți bani de suc, doamne? Hai că pe pariuri pe invers și de fapt Steaua să câștige titlul să califice cinezec. Da, pe invers să place. Doamnelor și domnilor, mâine seara ne întâlnim cu marea campioană Elisabeta Lipsă. Bună seara, noapte bună, sper să căpăm cu bine de aici. Noapte bună. Ultima dată am fost văzut pe TV Sport.